Clădirea care adăpostește ghișeele primăriei unde brăilenii își plătesc taxele și impozitele locale a fost spartă noaptea trecută de hoți. Funcționarii au găsit deschise în această dimineață ușile de acces în clădire și au anunțat imediat poliția. Cel mai probabil hoții au căutat bani, gândindu-se că, fiind perioada de vârf în colectarea de taxe și impozite, o parte din valorile încasate vor rămâne în unitate. N-au avut noroc însă, așa că au plecat cu mâna goală. Au poze pe timp de noapte aici? Cândva aveau, nu știu. Nu știu. Nu mai are regulă. Nu mai are. Nu știu. Păi dacă ia bani, ea ia bani la trei, când pleacă, vin mașina de la cer din centru și ia bani și nu știu, pentru ce să mai iei. Funcționarii primăriei au făcut inventarierea sumară a bunurilor din unitatea respectivă, iar la prima vedere nu ar lipsi nimic de valoare. Cei mai nemulțumiți au fost însă cei care doreau să-și plătească taxele și impozitele până la finele lunii pentru a beneficia de reducerea aplicată de către primărie. Reveniți mâine, apoi mâine. Am gândit noi că e ceva. E ceva din noi. Chiar am zis. Era... Spune domnul că nu se face plată. Mâine revenim. Pentru un caset? Da. Nu se fac, da. Nu se fac în caset. Nu se fac în caset, nu? A fost o problemă seară și... Da. În cauză s-a deschis dosar penal, iar la cercetări oamenii legii au folosit și un câine de urmă.